CSM Bacău la capătul unui semi-maraton, să spunem, de meciuri, Final Four-ul plus 3 etape, o victorie în campionat. Care ar fi concluziile după aceste prime jocuri oficiale? Așa cum spuneam și mai devreme, eu văd partea plină a paharului, cum se spune, și sunt pași mari făcuți de echipa noastră în ceea ce privește coeziunea de grup. Lucrul acesta s-a văzut începând chiar de la începutul Cupei României, când am crescut de la meci la meci. Din nefericire, astăzi ne-au lipsit doi jucători de bază, adică au lipsit. Nu au mai putut să joace, respectiv Ionis Rotaru și Cuțeno Glavaț, dar așa cum spuneam, ei au fost supliniți la sânge, dacă mi se permite expresia asta, de colegii lor. Deci au jucat cum eu nu mă așteptam, în situații grele. S-au mobilizat și ce pot să spun, sper să se refacă repede de tot băieții, iar la următoarea convocare, care am înțeles că va fi pe 4, să fie apți și să demonstrăm că evoluția pe care am avut-o nu este întâmplătoare. Cât de mult vor conta aparițiile, sperăm, nu? Ale celor doi absenți la tot turneul, Sretenović și Capătă. Noi, ca echipă, sperăm să fie nu neapărat decisive, dar să fie un plus vizibil. Pentru că băieții își doresc enorm și cei doi care lipsesc prin mesaje sunt aproape de noi și se vede clar că, chiar dacă nu sunt fizic aici, ei fac parte, măcar mental, din echipa asta.